Neața, insist pe temperaturi, să vedeți că și noaptea la germinare eu umblu, da, 20 am dat aseară, azi noapte, încât să nu mi se alungească castraveții. Și acum mergem la lăsanță să vedeți. Da? Aici este biblioteca mea, s-a împuținat, dar tot mai am. Mai am și pe aici. Acolo este un dromader. Ei, codiță, ce faci, băi? Subulanus. Nu știu. Hai, hai, la diget. Dai le codiță. Trăiește viața în solar, e șmecher. V-am zis, sau nu v-am zis, n-am mai acoperit deloc noaptea. Am căldură în substrat, 15 grade la ardei și 12 la tomate. Florile sunt frumoase, mai trebuie curățată câte o frunză. Da? L-au pe jos că aici mai trebuie făcut curat. Bun, haideți să vă arăt de ce fac eu raport zi, noapte, temperatură și înălțime. Ia uitați, au răsărit, ăștia seara nu erau răsăriți, doar ăștia erau pe aici. Vedeți? Nu se alungesc. Acum, aici, uitați, am aproape, deci mai trebuie 3-4 deja, dacă le dau și ei să iasă. Pot să dau afară, nu mai am problemă. Uite, aici au primit două. Nasol, vreau să le desfac când mai cresc, să îi separ cumva. Probabil e sămânța din ăsta. De asta fac asta. Tomatele, la fel. Nu mi se alungesc. Stau frumos aici. Le scot. Astea azi afară. Ia să vedem. Aici în jumate. Ia uitați ce frumoase sunt. Astea sunt rila. Rila. 19 grade. Jos pe aici o să înceapă azi. Astea sunt puși alaltă ieri. Nu. Ieri sunt puși ăștia. Deci probabil mâine încep. Foarte repede ca să aveți. Hai să vedem și în compartimentul numărul 3. Și avem... Ia uitați. Frumoase. Aici am rila, acolo calina. Calina, rila, rila, calina, rila. Aici am ciorbadinski. Mai fac o serie de ardei, uite că nu prea am. Și aici castraveți. Ia uitați ce frumos. Am vrut să vă arăt asta. Mai am o problemă, uitați. Vedeți? A picat când am udat sus. Și ce fac? Completez, pun peste, chiar dacă mai e sau nu sămânța nouă. Opa, așa. Țin în cap ăsta. Deci cam asta e. Lumințele de pom de iarnă sunt aprinse non-stop de 2 luni de zile. Aici ardeiul, bombă. A început să plece, n-am scăpat de o doamnă, mi-a dat teroare, eu n-am crezut că pot să iau teroare în felul ăsta și n-a plecat fără niște răsaduri, n-a interesat-o că e mic, mi l-a luat cu japca, a zis că e pregătită cu bidoane, cu bagril, că nu interesează că nu pleacă fără. Doamnă, mai lăsați-l o săptămână, teroare mi-a dat, teroare, eu am crezut că sunt eu foarte porit pe niște chestii și fixiți, dar dau de unii și mai rău. Asta e un păstârnac. Aici avem coriandru. Aici am cimbru. Trebuie repicate, fir cu fir. E de muncă. Ăsta, busuiocul, mi-a cam suferit. Adică rău de tot. Trebuie să mai dau o semănătură. Leușteanul nu a ieșit cum am vrut eu. Da? E puțin tel. Trebuie să mai bag. Asta o să repic și o să-l tund. Cimbru ăsta mi-a dat frumos. Sunt mulțumit. Busuiocul de lămâie iar a suferit. Busuiocul de lămâie, uitați, suferit. Crăițe, n-am făcut multe anul ăsta. Am făcut pentru mine, în mare. Bine, uu, ce m-a speriat de ființarul ăla. Bazaconie. Da? Ăsta-i jale. Am pus-o 4 feluri, a dat ca lumea. N-am fost atent, a luat umiditatea la greu și la revedere, s-a dus. Ăsta la fel. Trebuie să fac chiar. Ce mai am pe aici? Haideți să vă arăt așa de un tur. Sus, e o minunăție.
au explodat. Smochinii mei, trandafirii, au explodat. E o nebunie. Așa, vreau să vă arăt aici ceva mișto de tot. Ah, da, știu ce. Mi-am o să aminte. Țelul meu trebuie să mai repic. Mai am aici. Cred că o dau direct în 70. Se păstrează foarte frumos. Vreau să vă arăt. Nu tarhonul. Nici sfecla. Ce vreau, doamnă, să vă arăt? Busuiocul cerbilor. Trebuie repicat. E o minunăție. Are un miros de lămâie. Cum am niște chimen. Petunii nerepicate. Asta vreau să vă arăt. Azi intru tare iar pe tomate. Aseară am făcut lacrimile fetei. Sau mesinii, sau lacrimile fecioare, sau cum vreți să le zicem. Și azi mă bag iar. Să am din toate. Niște oceano, niște primadona, niște rila. Și mai am de ardeuții ăștia de făcut până aici. E iute. Șalalul. Ăsta trebuie repicat, că deja e țapăn și nu mai are cub. Da? Și de-aia se îngălbenește. I-am dat eu ieri îngrășământ, dar nu trebuie repicat. Aici un gras verde, seria a doua. Capia ureche, gogoșar, ciorbat dinschi, cu red pia și aici vinetele. Am vrut să vă arăt chestiile astea. Și la asta am multe regale. Cred că nu mai regale am, ba nu, mai am și alte. Am vrut să vă spun bună dimineața cu ocazia asta și să vedeți chestia aia cu raportul de temperatură și la germinare, astfel încât să nu riști la cele pornite, să se alungească. Acolo fiul meu face tot felul de desene, a început dealuri, chestia, a desenat ceva mișto ieri și după aia a șters, mi-a părut rău. Ca o legendă, așa, cu plante, cu răsaduri, cu flori, foarte, foarte mișto, piticul. Haideți să mergem și solarul mare, să vedeți ce am reușit, că după aia nu o să mai stau, că intru în treabă. Aici sunt mortăcini, adică ce nu mi-a reușit și folosesc, pentru că am substrat și voi folosi toate ghivecele astea. Fac așa, cu un mini tur de dimineață, că tot trebuie să plec de acasă. Mă duc să-mi iau niște capse. Aici este seria de vilete, capse de pistol de la de capsat, ca să prind capcanele lipicioase de ștacheții ăștia pe aici. Cum vă spuneam, el deja m-a ușurat cineva de niște răsat, așa l-a luat. N-a interesat, a zis că nu. Aici am inimă de bou, a avut și niște inimă de albenga și precos a luat și mi-a luat și gogoșar. O alveolă s-a dus și deci mi-a luat precos. Nu, n-am reușit. Eu nu înțeleg. Atâta căpoșenie mai mare ca a mea, mai rar. Asta aici am făcut aseară live, știți și voi. N-am reușit să fac ce mi-am propus. Alveolele de lacrimile fetei. Ce mai urmează pe aici? Mai am 4 alveole de garofițe de pus la ghiveci azi. Și apoi masa asta o să umplu de tomate. O să fac jumătate cu varila, tombolino, oceano, văd eu. Mai am și pe partea aia. Am niște loc. Jumătate aici o să vin cu ardei. Iuți de repicat. Acolo să umplu. Am vrut să vă arăt chestia. Dimineața asta minunată. Va fi o zi plină. Deja sunt sus. Acolo am un termometru pe care îl văd cu camera de la vedere de sus. Urcând și arată 13 grade jumate deja parcă. Da. 13 grade jumate. Sunt pe el. Aici în solar, la nivelul buricului meu, mușchilor mei abdominali camuflați. Ia să vedem, aici e sonda. Ăsta e mort. Ia, îl înviem, ia. Sau am ierlit de tot. Hai că n-am ierlit, să vedeți. 12,3 grade. Se văd când apăs pe display. Mușcățele. Haideți să fac un tur complet așa, scurt. Nepregătit din timp, dar ad hoc așa. Mai am de umplut de pus flori în ghivece. Mai am vreo 200 albe. Pai, sunt flori la greu.
aici se elimină ușor ușor din turbă, voi face loc, ce rămâne sacii bag sub mese încât să fac locul de parcare, 3 a mea și încă 2 aici pentru clienți. Nici florile nu le-am mai închis. Bănuței în zona asta. Mușcate care trebuie să transvazate, garofițele mutate, așa vor pleca în ghivece de-astea. Să vedem ce preț le fac, ce temperatură avem aici. La nivelul ăsta, 10 grade. Aici mușcate, petuniile, ciupite de mine odată, încep sau s-au undesit, vedeți? Și o să înceapă, zic eu, în 10 zile să facă flori. Eu nu vreau să vând flori mari. Adică cu multe flori în ele. Vreau doar să dea floarea și după aia să le dau. Aici. Astea sunt petunile alea repicate. Trebuie mutate și ele în ghiveci de producție. Aici panseluți. Să vă arăt ce vă spuneam cu... Aici sunt garofițele. Și aici ce vă spuneam. Smochinii. Trandafirii. E belea cu ei, da? Au boboci, iar Landry, tun. Am mulți, o să fac pepinieră. Anul ăsta nu o să vând. Cam asta e, turul. Cam așa stau lucrurile la ferma lui Iusache. Suntem în final. Mi-am mai pus pe aici niște lanțuri. Dacă se văd. Cred că o să mai agăț niște ghivece. Profit de orice spațiu. N-am mult spațiu. Și fac ca o oază aici. Copertina asta e minunea mea. Mi-am dorit-o. Spațiul ăsta oricum va fi închis în iarnă. Și voi ierna aici și aici plante probabil. Sau un raft, văd. Oricum, sumese mi-au mers de mai pomenit. Fără căldură în solar, au iernat neașteptat de bine smochinii, trandafirii și leandrii. Eu vă urez weekend șmecher de tot și faceți totul cu pasiune, încât să simțiți măcar 10% din satisfacția pe care o simt eu, cu care am plecat eu la drumul ăsta și vă spun că se poate. Și la legume, clar, grădinarii au obligația să-și încerce cât mai sănătoase, să folosească chimicale doar în caz de forță majoră, iar producătorii de lăsaduri de legume consider că ar trebui să încerce fără chimicale. Eu asta o să fac și o să încerc să propag prin repetare a lucrurilor astea și să ne calculăm la pierderi consumabile, ce vreți, costurile mai mari pentru produse organice, bio, eco, cum vreți. Și să avem în spate, ca backup, convenționalul chimic, doar în caz de forță majoră, să nu pierdem. Dar anumite chestii trebuie făcute. Vă spun, îți confer o liniște, pe lângă faptul că vrei profit, mie îmi dă o liniște. Știu că n-am dat copii anabolizați la grădinar, chiar dacă ei nu ne întreabă. Ei vă răsadul frumos, îl iau, au randament. Dar eu știu că a plecat de la mine un răsad cum mi-aș dori eu să iau. Înțelegeți? Îmi pare rău să constat, cel puțin la producătorii pe care îi cunosc din media socială și nu numai, că ei sunt pe chimicale și că expresia generală e, și unii sunt prieteni cu mine, sau prietene, eu nu pot să risc viorele. Eu nu risc viorele. Ok, e problema ta. Eu consider că nu risc nici cu organic. Mai mult de atât, știți că am spus mereu și în live de aseară și în altele, că nu există risc. Orică dai convențional, orică dai organic, tot acolo ajungi. Poți să nu dai deloc. Eu anul trecut am dat odată, v-am zis prima zi, și după aia pur și simplu n-am mai avut timp să dau. Mi-am adus aminte că eu n-am mai folosit. Dar dacă tot dai, dă tată să fie sănătate. Totul cu pasiune, știu că supăr pe unii, dar... Îmi cer scuze, mi se rupe, că se supără, eu știu ce fac pentru liniștea mea. Vă salut, ferma lui Iusache va
va produce cât se poate de curat răsadul de legume și legume, dar la nivel mic, și flori cu îngrășământ suficient în ele încât să reziste plantele până în septembrie-octombrie. Numai bine, totul cu pasiune.